PNL are ce întâlniri vrea. Nu asta e problema noastră a USR, ci noi vrem să știm cât mai repede ce decide PNL-ul. Că așa discuții au tot avut și vedem de câteva săptămâni ne par nehotărâți, să tot plimbă dintr-o parte în alta, nu prea știu ce vor în partid. Eu cred că important acum e ca PNL-ul să-și asume o decizie foarte clară, cu datele și cu informațiile pe masă. Ei știu care sunt așteptările noastre de la o eventuală reintrare la guvernare. Noi vrem în mod foarte clar, dincolo de aplicarea unor soluții pentru ieșirea din criză, criza prețurilor la energie, dar mai ales criza sanitară. Avem nevoie în continuare să punem în aplicare reforme, pentru că, vedeți, toate soluțiile astea temporare pentru ieșirile din criză nu rezolvă probleme structurale pe care le are România și probleme structurale care nu pot fi rezolvate de o coaliție PNL-PSD, pentru că PSD-ul a aruncat în aer țara, nu a rezolvat probleme până acum. Deci PNL-ul trebuie să aleagă, USR-ul a fost foarte clar în așteptări, un plan de reforme foarte clar asumat și din punct de vedere al calendarului și al conținutului, bugetul pentru anul viitor, la fel, care să fie foarte clar și realist și conform cu prioritățile și un mod de funcționare a coaliției, atât în deciziile în guvern, cât și în deciziile în Parlament, foarte clar definit, ca să evităm pe viitor subordonarea coaliției sau guvernului de coaliție la umorile personale ale premierului sau, eu știu, oricărui alt politician membru al guvernului. Deci lucrul a fost clar ieri din punctul nostru de vedere. Acum PNL-ul trebuie să decidă, noi vom intra la negocieri doar după ce PNL-ul va fi foarte clar că vrea refacerea coaliției. Domnule Cioloș, există o limită... ezită și câtă vreme ezită și tot mai discută și cu PSD-ul și cu noi, o să-i lăsăm să discute cu PSD-ul. Asta vreau să mă întreb, există o limită de răbdare? La noi e clar. Adică există o limită de răbdare, o limită de timp, așteptați oricât? Dar nu-i vorba de noi, de limita noastră de răbdare. Noi avem răbdare de câteva săptămâni deja. Eu cred că românii și România nu mai are răbdare. Deci, din punctul ăsta de vedere, PNL-ul trebuie să-și asume o responsabilitate încă o dată, nu față de noi, de USR, ci față de oamenii care i-au ales și care le-au dat un mandat. Care ar fi, în Parlament să facă reforme. Care ar fi următorul pas dacă se va înclina până la urmă în refacerea, spre refacerea coaliției cu dumneavoastră, o refacere care ar putea veni chiar cu propunere premier Florin Câțu? Nu, asta e o glumă. Haideți să terminăm cu lucrurile astea. Deci eu tot aud discuțiile astea. Haideți să încheiem acest subiect care din punctul nostru de vedere e încheiat deja de ceva vreme. Deci Florin Câțu, propunere premier și refacerea coaliției imposibilă? Nu, eu vă propun să discutăm de lucruri serioase, încă o dată, de program de guvernare, de ce facem împreună, de cum structurăm modul de funcționare a coaliției. Ăsta e un subiect închis, e tot reîncălzit de fiecare dată. În discuția de ieri, domnule Cioloș, pe care ați avut-o cu Florin Câțu, cu delegația de negociatori, cum se spune, vi s-a lăsat impresia că ar fi vorba de o revenire a lui Florin Câțu ca propunere de premier? Nu e vorba de nicio impresie aici. Mi s-a transmis direct asta? Încă o dată. Nu mai mergem pe impresii. Nu, ieri v-am spus la ieșirea de la, din discuție că am discutat de felul în care să ne organizăm dacă începem negocierile, să stabilim care sunt prioritățile legislative, prioritățile programului de guvernare, cum facem echipele de negociere dacă vom începe să negociem și am convenit împreună că lăsăm subiectul premierului mai încolo. Noi am fost foarte clar că suntem de acord ca premierul să vină de la PNL. În rest, încă o dată, poziția USR-ului e arhicunoscută legată de un nou premier în cazul în care se reface coaliția. Deci... că nu ne-am pus de acord că PNL-ul sau, mă rog, delegația care a venit ieri au și alte opțiuni, încă o dată, asta e problema lor și sunt lucruri care vor fi clarificate mai încolo, dar condițiile în care noi intrăm în coaliție sunt foarte clare la fel. Fără Florin Câțu premier, propunere de premier.
Bine, haideți să depășim acest moment. Domnule Cioloș, spuneți-mi următorul lucru. În interiorul partidului în acest moment există o împărțire în ceea ce privește rămânerea opoziției și revenirea la guvernare, dincolo de mandatul pe care îl aveți din partea partidului. Există și această stare de spirit, intenția de a rămâne totuși în opoziție? Evident, dar a fost de la început. Deci noi avem dezbateri în partid de la început legat de aceste opțiuni. Ele sunt în continuare pe masă. Suntem conștienți de faptul că putem fi și în situația de a avea alegeri anticipate în perioada următoare. Deci noi am discutat de fiecare dată toate cele trei opțiuni în mod realist, care sunt pe masă. E pe masă și opțiunea, cum v-am spus, de intrare la guvernare, pe care o privilegiem dacă reușim să ne punem de acord pe niște lucruri pe care noi le așteptăm de la viitoarea guvernare. E și opțiunea de rămânere în opoziție, care la fel nu ne pune probleme, adică dacă PNL-ul va decide că merge cu PSD-ul sau că nu vrea să se angajeze la un program de reforme, e opțiunea de a rămâne în opoziție. Dacă nu vor găsi în acest caz o formulă de guvernare nici cu PSD-ul și vor fi alegeri anticipate, vor merge la alegeri anticipate. Un partid serios trebuie să fie totdeauna pregătit pentru toate opțiunile și să și discute toate opțiunile pe masă.